Salutare, eu sunt Regina și astăzi vom pregăti vin fiert sau izvar. Pentru aceasta punem o cratiță la foc și turnăm un litru de vin roșu. Adăugăm 2 linguri de zahăr. Amestecăm cu lingura până se dizolvă. Țineți cratița la foc mic până când vinul devine fierbinte, dar nici într-un caz nu îl fierbeți. Adăugăm scorțișoară, o stea de anason și câteva felii de portocală și lămâie. Stingem aragazul și punem capacul. Ținem condimentele în vin aproximativ 2 minute. După care poate fi servit. Serviți cu plăcere!